Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Daniela Crudu urmează să devină mamă pentru prima dată în luna mai. Aceasta a povestit că e mai rezervată în declarații în această perioadă, dar totul decurge foarte bine și e nerăbdătoare să-și vadă fetița. Mă simt bine, totul decurge foarte bine, totul e foarte ok. Acum nu mai doresc să mă expun foarte mult, să vorbesc, vreau să-mi văd de treaba mea. Pot în continuare să-mi văd de activitatea mea, sunt foarte nerăbdătoare să o strâng în brațe, abia aștept, a spus Daniela, mai am și momente în care obosesc, dar oricum îmi fac de lucru, am treabă și nu stau să mă gândesc la partea asta, să iau în seamă, iubitul Danielei Crudu. E un tânăr ce nu preferă neapărat să stea în lumina reflectoarelor. E cu minte și mă ajută cu tot ce poate și el îți dai seama că nu știe ce să facă ca să-mi fie ușor și mie, să nu mă agit, să nu mă stresez, că eu sunt și agitată, imediat îmi vin nervii. Țip din orice acum, mă enervez mai rău acum. Nu sunt eu destul de cunoscută. Nici nu luam pe cineva care să îl vrea să fie cunoscut. De exemplu, dacă era el cunoscut, ok, dar așa să-mi iau pe unul care să vrea să devină cunoscut, adică pe spatele meu, n-aș fi acceptat niciodată, spunea Daniela Crudu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.